Salut, lumea, eu sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Last Day on Earth. Astăzi dăm un raid, după foarte mult timp, o să raidăm baza Ryan sau Rian, depinde cum se pronunță și așa mai departe. Și astăzi dăm un raid, n-am mai dat un raid de mult timp, foarte mult timp. Și da, înainte de a începe acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, să vă activați și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată atunci când eu postez, să nu pierdeți content. Să vă arăt și inventarul. Avem nevoie și de C4 pentru că avem pereți de level 3 și mi-am luat aici topoare. Mi-am luat un pic mai multe ca să fiu sigur că am două clivere, o militară și mâncare, evident. Mergem frumos spre bază. Ca să fie treaba. Intrăm și raidăm baza. Bun. În camionetă nu are absolut nimic. Ne ducem frumos pe aici. Punem C4. Plecăm. Nu cred că vine prima hoardă. Bun. Și astea sunt chesturile. Avem 5 chesturi. 1, 2, 3. Dăm așa câte 3 hituri. Deja s-a spart un topor. Al doilea. Bun, și spargem. Cred că acum vine prima hoardă. Exact. Bun, primul chest spart. Vreau să le spar pe toate pentru că nu o să vină The Big One. Al doilea, al treilea. Și vine a doua? Nu. Cred că acum vine a doua hoardă. Cred, da. Bun. Și ultimul chest. Jbang, nu cred că mai vine nimeni, nu? Bănuiesc. Da, nu mai vine absolut nimeni. Și acum să luptăm, să vedem ce avem în primul chest. Cupru, ceea ce este destul de ok. Electronic circuit. Iau berea asta așa, poate o înlocuim cu altceva. Niște chei, duct tape. Un stack de din ăsta, încă un stack de din ăsta, ia să le sortăm. Baterii. Goldul, nu știu, am gold acasă, dar nu cred că-l iau. Lansăm și noi astea, uite așa. Ce să mai luăm din chestul ăsta? Cam nimic. Al doilea. O, piele, bun. Luăm pielea, niște cupoane. Baterii iar. Iau și ciocanul ăsta să vedem ce și cum, poate îl înlocuim cu altceva mai bun și de aici iau și stack-ul ăsta. Cam atât. Al doilea. Piele, mai multă piele, oho, bun. Benzină. Bun, de aici am luat mai multe chestii. Pielea este destul de bună, este foarte bună pielea. Mai ales că în ultima vreme am craftat foarte multe clivere. Așa, ce să mai pun? Uite așa, așa. Tichetele și stack-ul ăsta și mai avem spațiu să mai luăm câteva chestii. Să vedem și ce e în ultimul chest.
deci de aici am lootat. Ia să vedem aici. Da, deci nu mai mă interesează absolut nimic. Și ultimul chest, piele iar, niște aluminiu. Ce să mai iau de aici? Eu cu asta n-am nevoie. Iau așa și așa. De fapt, ia să lăsăm ăsta și să luăm așa. Și berea și mâncarea, că oricum avem multă bere acasă. Bă, nici nu știu cum să fac. Da, cred că fac așa, oricum toate resursele astea pe care le vedeți voi aici în chest le-am acasă, adică am și duct tape, și sfoară, și iarbă, și piatră, și oak, că am mai fost la un farm de oak, și da. Itemele alea nu o să le iau, resursele alea. Cam cu asta o să mă întorc eu acasă. Mergem frumos spre casă să vedem și ce le dăm riderilor, cel mai probabil o spiră cu atașamente. Pentru că dacă nu știți, riderii vor atașamente, e cel mai bine să craftezi o spiră și gata, te-ai scos. S-a dus și baza. Mergem frumos acasă, intrăm. O să las loot-ul direct într-un chest. Uite așa aici. O să iau absolut tot loot-ul, o să-l pun într-un chest și o să vi-l arăt așa din nou tot loot-ul. Până să vi-l arăt, vreau să craftez o spiră și cel mai probabil o să-mi dea Sims Pro și aia e. O, a venit și healer în bază. Sims Pro. Deci, 9 spiră, 2 spire, mă rog, 6 lemn, nu-i pagubă. Sims Pro, la revedere, deal, pa, pa. Bun, acum să vă arăt tot loot-ul pe care l-am luat. O să-i dau așa o sortare și cam asta am luat. Niște etichete, niște piele, cupru, electronic circuit, niște oak, niște de-astea de turete și da. Cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, nu uitați și de clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, pentru că din păcate YouTube nu prea mai dă el notificări. Și da, până data viitoare, v-am salutat. Ciao.